Bun găsit, stimați spectatori, suntem la ordinea de zi, avem subiecte foarte multe în această seară. După cum o să vedeți, o avem inclusiv câteva înregistrări prin telefon cu oameni ai zilei, evenimente care se succed, iată, am intrat parcă în normalul din perioada campaniei cu foarte multe evenimente în aceea zi pe diverse domenii. O să lăsăm subiectul mare, e clar, pentru gorjeni, situația din complexul energetic Oltenia este foarte importantă și influențează practic toată viața economică și socială a Gorjului și poate nu doar atât. Ăsta va fi subiectul mare al emisiunii și ne vom referi la câteva evenimente care s-au petrecut astăzi, evenimente care cred că vor influența viața noastră a tuturor românilor în perioada următoare. Începem cu dosarul privatizărilor strategice. Ce era de anticipat s-a petrecut după ani de procese de judecată. Dosarul privatizărilor strategice s-a terminat. Codruț Cereș, fostul ministru al economiei, a primit o condamnare de 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Nu o să comentez foarte mult pe acest caz, rămâne însă o mare enigmă pentru mine acest dosar, deoarece, după cum s-a speculat, așa, și tot aici a primit o condamnare la 4 ani de închisoare și fostul ministru al telecomunicației, Ozolt Noghi, au fost judecați timp de 6 ani, cei doi miniștri, foști miniștri, pentru un dosar în care au mai participat și au luat închisoare Vadim Beniatov, consultant internațional pentru spionaj, Stamen Stance, vă aduceți aminte acel caz de suminarea economiei naționale, deci era vorba de privatizarea de la Romtelecom, Romaero, Poșta Română sau Avioane Craiova. De ce vă spun că e ceva în neregulă cu acest dosar? Până la urmă, Romtelecomul s-a dus, Avioane Craiova, Romaero practic nu prea mai există, Poșta Română este pe cale de desființare la modul cum evoluează, din nefericire, am spune, pentru că e loc de mai bine în acest domeniu. De asta vă spun că e o enigmă problema aceasta, dar om trăi și om vedea. Cu siguranță, subiectul zilei este demisia lui George Maior, directorul Serviciului Român de Informații. Asta, atenție, după ce cu vreo săptămână în urmă spunea, printre rânduri, adevărat, într-o emisiune TV, că a fost reconfirmat pe funcție de președintele țării Klaus Iohannis. A fost un scandal, după cum bine știți, legat de acele legi de Big Brother, cum se spun ele, e vorba de cartelele prepaid, de legea securității cibernetice, de retenția la sursă a celor comunicații informatice. Toate au căzut la Curtea Constituțională, dar încep să văd un lucru. Curtea Constituțională are o problemă, nu numai Greblă, se pare că vor fi și alții. SRI-ul deocamdată e fără conducere începând de astăzi, într-adevăr a fost avansat prima junctu, dar nu avem o conducere, să spunem așa, desemnată cu mandat. Urmează, dacă lucrurile evoluează în acest trend, ca principalele instituții din România să aibă probleme, oare de ce în această perioadă, urmează DNA-ul. Ne întrebăm, nu știu. Acum, bine ar fi să nu fie niciun caz și cred că sunt suficient de puternice instituțiile noastre democratice să nu aibă probleme în perioada următoare. Dar cred că ideea acreditată că avem un război între servicii și CCR, Curtea Constituțională, mi se pare puțin forțat. Dar iată că, probabil, de aici se trage demisia demisia directorului Serviciului Român de Informații.
Mergem mai departe și suntem asigurați, iată, DNA-ul are, intervine de regulă, știți că nu, DNA-ul nu comentează asemenea lucruri, eventual ne comunică că o persoană, de la Victor Ponta la nu știu ce politician, nu se află în dosarul respectiv. Știți că a apărut pe surse în ultimile zile, Gabriel Sandu, fostul ministru al comunicațiilor, a dat pe goarnă diverse lucruri despre cum a plătit el funcțiile prin PDL, nu știu ce, și, drept urmare, DNA-ul l-a trimis acasă, deci l-a scos din închisoare și l-a trimis în arest la domiciliu. E, se, tot pe surse, oare de unde apar sursele astea, de unde ia informațiile? Nu de la DNA, să spunem, în cazul acesta. Ei bine, DNA-ul ce comunică astăzi după ce a dat pe surse informațiile conform căreia au fost înfundați Adrian Videanu și alți lideri PDL? Într-un răspuns oferit de DNA se arată că miniștrii Adrian Videanu și Radu Berceanu, precum și fosta președintă a Camerei Deputaților Roberta Anastase, nu sunt implicați în dosarul Microsoft, demontând mărturia lui Gabriel Sandu. Poate că e așa, dar avem o întrebare. În varianta că informațiile lui Gabriel Sandu nu se confirmau, atunci cum l-au eliberat pe... L-au eliberat, e un fel de a spune, de l-au trimis în închisoare, deci au îmbunătățit situația lui Gabriel Sandu, dacă delațiunile sale nu se confirmau. Întrebare. Sau DNA-ul are alte planuri cu persoanele în cauză, foști lideri PDL din perioada 2009-2012. E de discutat acest lucru. Cu siguranță, să spunem așa, știrile cele mai importante ale zilei se referă, mai avem o veste de ultimă oră, chiar astăzi instanța a mai permis cuiva să plece acasă. De fapt, cred că, nu, e vorba, de data aceasta e vorba de fiul lui Dorin Cocoș, cel arestat, Alin Cocoș, care a fost și el chemat pe la DNA, dar DNA-ul i-a permis să plece acasă, semn că nu sunt lucrurile chiar atât de grave. Dar cum știm, cazul Hrebenciu și ceilalți, e adevărat că mari oameni de afaceri, oameni politici și-au băgat și copii în toată această chestie. Spuneam despre știrile mai importante ale zilei că e greu de prevăzut ce se va întâmpla în perioada următoare, dar surprinde totuși, cum spuneam, faptul că în momentul când apar aceste declarații, ți se oferă un regim preferențial. Și ce-o mai fi promis procurorul? Pentru că acum vreau să vă spun că în dosarul lui Viorel Hrebenciuc se întâmplă alte lucruri. De exemplu, Viorel Hrebenciuc a cerut o pedeapsă pentru el, nu știu, 3-4 ani acolo, fiul său undeva la 3 ani, deputatul Ion Adam undeva cu suspendare, ca să-și recunoască vina. Procurorul n-a acceptat, spunând că are dovezi ca să îngroape mai rău, adică cu pedepse mai mari. Bun, problema e, în cazul Hrebenciuc, am înțeles, a picat propunerea făcută către procuror. Cum rămâne cu Gabriel Sandu? Ce i s-a promis lui și lui Niro ca să facă acele declarații? De discutat acest lucru, pentru că bănuiesc că nu se pune problema, părerea mea, bănuiesc că nu se pune problema ca să-i să fi promis și o condamnare cu suspendare. Ar fi culmea culmilor, dar n-ar trebui să ne mire nimic. Vreau să vă spun, apropo de subiectele zilei și mai ales de faptul că pe reporter virtual... Prietenul și conjudețeanul nostru, Laurențiu Ciocăzeanu, avansează o idee extrem de interesantă, de fapt o idee care continuă ce se
prefigura și în toamnă, în sensul că la un moment dat se vorbea ca George Maior, deja fostul director al SRI, să ajungă prim-ministru. E, vreau să vă spun, Laurențiu Ciocăzeanu are un comentariu extrem de interesant în care avansează ideea că, de fapt, Maior și-a dat demisia de la SRI pentru o calibrare politică, eventual, într-un guvern nou al PNL, dacă, bineînțeles, pică guvernul Ponta. Interesantă idee, rămâne să vedem și în perioada următoare dacă ea se va concretiza. Cum spuneam, subiectul mare al zilei este ce se întâmplă în cadrul CEO. Și este foarte important din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, situația oamenilor din CEO este disperată. Gândiți-vă că în ultimii 2 ani au pierdut foarte multe din drepturile obținute cu multă muncă, cu multă luptă până la urmă. Și în același timp situația este disperată pentru anul acesta, când se prefigurează, după ce spun liderii de sindicat, o nouă reducere a veniturilor cu circa 40%. Cum spun comunicatul de ieri a celor 4 federații sindicale care negociază contractul, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015 prevede, cităm, diminuarea cheltuielilor de personal, ceea ce presupune reducerea cheltuielilor cu salariile, eliminarea unor prime, sporuri, a cheltuielilor cu biletele de odihnă și tratament, a cotei de combustibil, precum și alte măsuri care aduc atingere drepturilor salariaților. Minerii s-au adresat, liderii de sindicat s-au adresat atât Ministerului de Resort, e vorba de Ministerul Energiei, Consiliului de Supraveghere al CEO, Directoratului CEO, și se prefigurează declanșarea unui conflict de muncă. De fapt, de mâine, de la ora 17, încep și un fel de miting, un fel de pichetări în fața prefecturii, de fapt sediu 2 al CEO. Vreau să vă spun că avem mai multe amănunte despre ce se întâmplă în Mineritul Gorjan. Colega mea, Aura Stoinescu, a reușit să stea de vorbă cu doi dintre liderii sindicali cei mai importanți. E vorba de Adrian Marciuc, reprezentantul Federației Naționale a Sindicatelor din Electricitate Univers, domnia sa este vicepreședinte, și cu Dumitru Pârvulescu, reprezentantul Federației Naționale Mine Energie. Cei doi au dat, deci prin telefon au fost înregistrați și vă rugăm să urmăriți aceste înregistrări și comentăm după aceea. Pot să vă spun că ieri a avut loc ședința de negociere și în urma deciziei celor 4 federații s-a suspendat negocierea contractului de muncă până la întâlnirile cerute de noi. Deci am cerut întâlnire cu directoratul, întâlnire cu Consiliul de Supraveghere și inclusiv cu Ministerul Energiei, cu domnul ministru Gerea. Care sunt nemulțumirile dumneavoastră? Nemulțumirile, după cum știe toată lumea, au fost informat și presa, sunt acele diminuări privind cheltuielile cu salariile. Deci acele cheltuieli ni se par diminuate, ni se par exagerate, sunt câștigate în timp de ani de zile. Nu putem renunța așa ușor la aceste drepturi câștigate. Probabil administrația va spune că trebuie să taie de undeva. Dumneavoastră aveți altă soluție ca să nu se taie de la salarii? Le-ați făcut propuneri de variante de... Administrația ne-a prezentat și cam târziu, înainte cu o zi de depunere a proiectului de buget de 2015. Nu știu, trebuia să avem niște întâlniri, ne puneam la masă, putem să mai găsim și alte soluții, cerem și sprijinul Ministerului Energiei, inclusiv Guvernului, pentru ordonanța 36 privind plățile compensatorii. Din câte știu eu pe sursele noastre, avem peste 1000 și ceva de oameni care îndeplinesc până în 2017 vârsta de pensionare, care putea să plece pe
pe acest program. Nu s-a dat de 2 ani acest program. E, ar fi primul semnal dat de Ministerul Energiei că o să ajute complexul energetic Oltenia. Referitor la evenimentele de mâine, noi am avut discuții cu Federația Națională a Minei Energiei. Ei au un protest al lor care l-au întrerupt în decembrie, li s-a promis, nu știu ce li s-a promis verbal pe acolo, Federația Univers împreună cu toate federațiile vor stabili săptămâna viitoare formele de luptă sindicală la care vom accesa. Nu vă ascundem că avem în vedere organizarea împreună cu toate federațiile unui meeting major în piața prefecturii. Nu putem ști când, dar toate federațiile au accesat la această formă de luptă sindicală și, în paralel, vom întreba salariații dacă își dau acordul pentru ultima formă de luptă, deci greva generală. Ceea ce nu dorim să se ajungă la acest stadiu. În legătură cu solicitarea pe care ați făcut-o la Ministerul Energiei, ați primit un răspuns până acum? Da, pot să vă confirm că 98% avem științare de la Ministerul Economiei că joi la ora 17 vom fi primiți de către Energiei domnul Gerea. Deci ni s-a confirmat de la Federație că Blocul Național Sindicat s-a ocupat de această întâlnire. Eu am înștiințat și celelalte federații, pentru că hârtia care am făcut solicitarea a fost semnată de cele toate 4 federații și am înștiințat privind această întâlnire. Ce doriți să cereți ministrului? Avem multe, v-am explicat. Avem legea, ordonanța 36, avem legea 256 privind expropierile, inclusiv discuții pe acest buget, acest proiect de buget al complexului energetic Oltenia. Administrația a dat un comunicat prin care spunea că legislația din România este discriminatorie în ceea ce privește extracția de cărbune și producția de energie pe bază de cărbune. Sunteți de aceeași părere cu administrația pe domeniul ăsta? Da, sunt de părere. Băi, am participat și noi. Știți bine, în luna decembrie am avut discuții cu ANR-ul. ANR-ul ne-a promis că ne va sprijini privind reducerea taxei de injecție, rezerva terțiară lentă, guvernul ar trebui să ne sprijine privind prețul la certificatele verzi. Sunt multe care, dar încă o dată eu vă spun că în România deocamdată nu se poate fără energie produsă pe bază de cărbune. Suntem încă un jucător în piață această energie produsă pe bază de cărbune. Am dorit să știm ce se va întâmpla mâine sau ce intenționa să faceți mâine. S-a aprobat manifestarea de către Primăria Târgu Jiu. Ce urmează? Astăzi, la Primăria Târgu Jiu, a avut loc ședința comisiei care avizează adunări de publice, la care noi am depus o solicitare de pichetare pentru zilele următoare. Ni s-a aprobat această pichetare, dar începând de mâine, mai bine zis, mâine și poi mâine, vom picheta sediul secundar al complexului energetic Oltenia din piața prefecturii între orele 17 și 18. Care sunt? Urmând ca pentru săptămâna viitoare să facem altă solicitare, așa am zis cu dumneavoastră. Așa au zis că sunt proceduri de aici la Târgu Jiu. Spuneți-mi pe scurt care sunt nemulțumirile și motivul pentru care ieșiți practic în stradă, chiar dacă e vorba doar de pichetare deocamdată. Noi, Federația Națională Minei Energie, la sfârșitul anului trecut, am suspendat acele pichetări în urma întâlnirii care a avut loc între noi și doi domni din directorat, domnul Medințu și domnul Antonie, întâlnire mediată de domnul prefect. La timpul respectiv, mi s-a spus că se va respecta litera contractul și doleanța salariaților era aceea că la final de an să se respecte articolul 60, acela cu rezerva la fondul de salarii se va redistribui către salariați. Numai că
domnii din directorat, în primul rând directorul general executiv, au venit cu o explicație de asta convenabilă dumnealor, cum că salariații nu mai merită nicio rezervă la fondul de salarii, cu toate că există o diferență între fondul de salarii programat prin buget și fondul consumat, pentru că nu se stipulează absolut nimic altceva în contractul colectiv de muncă care să limiteze sau să elimine acordarea acestui drept. Și pentru că nu s-a respectat ceea ce s-a promis? Deci asta e prima chestiune, deci reluăm protestele. Peste chestiunea asta de nerespectarea contractului încă în vigoare, știți că noi la data asta negociem contractul colectiv pentru perioada următoare. Exact. La nivel de CEO. Bun. S-a venit cu un buget de venituri și cheltuieli, un proiect care de altfel a fost și depus la Ministerul Energiei a doua zi după ce ni l-au prezentat, nu? Deci nu l-au prezentat, dacă nu mă înșel, în 21, iar în 22 l-au depus la Departamentul pentru Energie, în care cu toate că măresc producția de energie și de cărbune și micșorează numărul de salariați, câștigul mediu pe salariat scade. Ceea ce este unicat, cred că, la toate societățile care există în România. Da, mai mult, ca și sfidare la chestiunea asta, cu toate că absurd acest câștig pentru salariat scade, capitolul de cheltuieli cu mandatul directoratului și a Consiliului de Supraveghere crește cu 25%. Da, normal nu ar fi deci întâi să se... Credeți că poți să aibă salariații văzând astfel de lucruri. Corect. Doar că ne-au chirut să facem acțiuni, ori să vadă domnii aceștia care se cred a tot puternici pe pământ și protejați de al de sus, din România, ce se va întâmpla. Dar e normal să se stabilească doar bugetul la nivel macro și să se trimită la... L-a aprobat sau deci, era normal să se întâi să se termine negocierea? Chestiune. Nu trebuia să se termine mai întâi negocierea? Aș spune următoarea chestiune, că înainte de a depune bugetul de venituri și cheltuieli, proiectul de buget de venituri, mai bine zis, administratorul se obligă să consulte organizațiile sindicale. Deci, și au considerat că v-au consultat, nu? Printr-o singură informare, consultare, nu mai vorbesc de altceva, pentru că știți foarte bine că domn Ciurel, tot anul 2014, a încălcat, cum să zic, legea dialogului social în picioare de la A la Z. A încercat, și chestie dincolo de limita legii, să ne desfințeze ca federație, prin toate măsurile care a luat dumnealui. Numai că nu a reușit să învingă salariați din actele de bravură care le-a avut domnul în 2014. În momentul în care le-ați comunicat, probabil că intenționa să pichetați, au mai intenționat să discute cu dumneavoastră, să mai... Sau noi am cerut un punct de vedere și au zis că deocamdată nu au ce să declare legat de ce se va întâmpla mâine. Păi ce pot să mai declare? Pentru că dacă le urmăriți evoluția declarațiilor dumnealor, o să vedeți că în campanie electorală, compania, cu toate că avea aproape 3.000 de miliarde de pierdere, deci avea 2.900 de miliarde de pierdere la 9 luni, spuneau că nu e nicio problemă. La timpul respectiv, nu e nicio problemă între ghilimele, angajau cu sutele în campanie electorală pentru a susține candidatul X. După câteva luni, spun că vor avea mari probleme și dacă nu se acceptă aceste diminuări, ne paște insolvența. Păi eu vă spun în astfel că în ultimele luni, începând din octombrie încoace, compania vinde și mult și bine. Și, cum să zic, se contrazic. Deci, ori oamenii ăștia au ascuns o situație dezastruoasă pe care au creat-o din managementul lor timp de 2 ani și, ori încearcă altceva. Am înțeles. Vă urăm să vă meargă bine și să nu mai fie probleme la CEO. Deci, probleme vor fi la CEO pentru că nu sunt de acum. Deci sunt problemele care au fost rostogolite timp de 2 ani și aproape 4 luni de când conduce compania asta domnul Ciurel. Noi sperăm ca Ministerul Energiei, Guvernul, sperăm domnul Ponta, să facă ceea ce trebuie făcut la CEO, adică să schimbe această conducere de amatori și să pună pe cineva care să vină cu situația concretă a companiei, să vedem cum stă, pentru că vedeți voastră, astăzi domnul Ciurel îți spune că e soare, mâine că plouă, apoi mâine că iar e soare. Dumnezeu mai știe ce mai e în compania asta. Da, revenim în direct. Ați văzut înregistrările cu cei doi lideri de sindicat. O primă, cum să vă spun, constatare.
nici domnul Marciuc și nici domnul Pârvulescu nu prea știu situația exactă din companie. De ce? Spun dânsii că una spune directorul și alta se întâmplă. Așa a fost, să știți, și în presă e la fel. Deci comunicarea CEO, cum spuneam și aseară, este extrem de slabă și cred eu că situația reală nu este cunoscută decât de câțiva, să spunem așa, inițiați, câțiva din funcții foarte mari din complexul energetic. Această secretomanie înseamnă ceva, înseamnă că problemele sunt mult mai mari decât suntem noi lăsați să vedem. Acum, încă ceva. Eu cred că ultima replică a domnului Pârvulescu salvează cumva pe Laurențiu Ciurel, în sensul că spune că de 2 ani jumate, de 2 ani și 4 luni, Ciurel rostogolește anumite probleme. Păi stați puțin. Deci problemele erau, dacă erau și acum 2 ani și că le-a rostogolit, s-ar putea ca rezolvarea lor să fie însemnat tăieri de posturi, de locuri de muncă. Deci s-ar putea să nu fie în defavoarea neapărat a managerului privat, cum este la companie. Dar vreau să vă spun că management prost a fost. Acum poate discutăm în perioada următoare și cred că ar trebui să o discute sindicatele cu administrația, nu neapărat noi la televizor, dar și noi putem să o spunem, cât a fost eficiență economică, management care să fie guvernat doar de legi economice și cât politică. Și nu mă refer aici neapărat la, să zicem, anumite măsuri care să aducă voturi, ci mă refer la faptul că datorită părții politice, cred că în complexul energetic sunt ținuți mai mulți oameni decât trebuie. Știți gluma făcută de managerul general acum vreo câteva săptămâni, care spunea că are nevoie de transport sau ce are muncitori suficienți ca să facă diverse transport. Bine, situația era la figurat. Nu este așa. În sensul că la acest moment în cariere, pe scavatoare, pe circuitul de benzi până în termocentrală, este foarte puțină forță de muncă. Se lucrează chiar la limita de avarie, dar cu toate acestea sunt foarte multe locuri de muncă care nu produc. Și dovada, știți unde este? Foarte simplu. Ia gândiți-vă dumneavoastră că există în companie câteva sute de persoane care sunt ținute în niște săli de apel degeaba. Sunt ținute degeaba, nu li se dă de lucru pe motiv că n-au semnat nu știu ce contracte. Bun, gândiți-vă la alții. Bai, am mutat să facem divizia de pază, iar divizia de pază e, azi o vedem și nu e. Are vreo 100 de oameni din vreo 1000 și ceva că trebuia să aibă. Deci firmele de pază și-au în continuare contractele. Mentenanța. Ia gândiți-vă ce se spunea cu mentenanța. Până la urmă a fost un mare fâs. Și tot așa. Deci au fost măsuri manageriale, măsuri economice care n-au făcut niciun pas înainte. În schimb, pe oameni i-am făcut așa permanent. Și vă spuneam și aseară, e vorba de lipsa de comunicare. Dar ce să mai comunici în momentul când îl mut pe ăsta de aici în partea cealaltă? Că vreau eu. Că sunt eu manager sau director de divizie sau ce naiba sunt, membru al directoratului, și vreau eu să nu mai fie ăsta la Jilț, ci îl duc la Motru, la Lupoaia, la Roșiuța, nu știu, sau la Roșia. Deci, aceste mutări aiurea în tot complexul au bulversat activitatea și mai mult. Și principala problemă pe care nu vorbesc nici sindicaliștii, a vorbit, să spunem, și reprezentanții companiei au spus câte ceva în ultimile zile, e faptul că producem tot mai puțin, vindem tot mai puțin și din acest puțin trebuie să ținem toată șandramaua, cum o numea, inspirat, cu ghilimele, primul ministru al României. Aici cred că e problema și vreau să vă spun că situația din minerit nu e rezolvabilă prea curând sau, bun, se așează și sindicate și administrație, eventual și forțele politice ale țării reprezentative, la o masă ca să găsească rezolvări. Situația este de așa natură încât tot politic putem să o rezolvăm. Trebuie să ne gândim foarte bine.
avem nevoie de mineritul din Oltenia. Că dacă nu avem nevoie, putem să luăm unele măsuri total aiurea. Uitați-vă ce s-a ales de Valea Jiului și acum importăm în Valea Jiului cărbune din afară, deci culmea aberației, dar în România se poate, și ne bătem joc de complexul energetic Oltenia și poate o să-l căutăm sau o să importăm cărbune sau mai știu ce energie, că e posibil orice în România de astăzi. De ce vă spun asta? Când e foarte frig, complexul energetic poate să dea energie mai mult. Când e foarte cald, complexul energetic poate să dea energie mai mult. Deci trebuie să ne gândim că sistemul național este ținut. Hidroelectrica, și o să vorbim imediat despre ea, pentru că este o soluție de succes acum, apropo, alimentarea, insolvența la hidroelectrica, hidroelectrica duce greu, mă refer ca și volum de producție, dar să știți că fără complexul Oltenia ar fi o mare problemă. Când e foarte frig, îngheață. Nici o hidroelectrica nu mai dă randamentul scontat. Când e foarte cald, e secetă, se evaporă apa, iar așa. Iar eolienele, cele pe panouri fotovoltaice și celelalte, sunt conjunct. Ba nu e soare, ba nu e vânt, deci până la urmă e nevoie și de atomul electric și e nevoie clar și de mineritul și energia din Gorj. Având în vedere că e nevoie de ele, trebuie să stabilim, și asta au cerut de fapt și liderii sindicali și conducerea CEO-ului, să stabilim un nivel minim la care CEO-ul să funcționeze, adică intrăm în sistem cu un anumit volum de producție, mai ales că acum s-a și ieftinit costul, s-au ieftinit costurile și în CEO, ca să putem rămâne pe piață. Altfel, din păcate, viitorul sună sumbru și nu sună numai pentru angajații și familiile lor din CEO. Nu, sună pentru tot Gorjul și pentru toată Oltenia. Asta e cel mai important lucru. Mergem mai departe și ne referim conexat cu problema din CEO, situația de la hidroelectrică. Știți că și la CEO se vorbește că am putea să vedem din nefericire și varianta insolvenței dacă nu se fac acele reduceri. E, iată o soluție de succes. Hidroelectrica a ajuns la cea mai mare cifră de afaceri și cel mai profitabil și cel mai mare profit din istorie. Toate, atenție, reușite în anul 2014. Spunând asta, deci hidroelectrica a anunțat la începutul acestei săptămâni că a încheiat exercițiul financiar 2014 cu cea mai mare cifră de afaceri din istoria companiei, 3,4 miliarde de lei, cu cel mai mare profit înregistrat vreodată, 1,2 miliarde de lei, și cu cel mai mic preț de producție din ultimii 5 ani, 108 lei pe megawatt oră. E, ca o paranteză vreau să vă spun că noi producem, noi Gorjul, undeva în jur de 180, dacă am înțeles bine, ca medie megawattul, deci e departe mult de hidroelectrica, dar e adevărat că e mult mai ieftin decât alte, să zicem, alte soluții. Printre mesaje, tot la subiectul trecut, cel legat de CEO, spune cineva, mama e excavatoristă și spune că nu se mai poate lucra acolo, dar nu interesează pe nimeni să meargă să vadă nămolul, de exemplu. Da, apropo, unul din sporurile pe care se propune să propune managementul să le reducă din complexul energetic, e vorba de sporul de carieră. Ia, gândiți-vă la cei care lucrează prin fric și ger și prin noroaie în carierele din Gorj. E suficient să ne dăm seama că e o mare aberație să renunți la acest sport de carieră. Ne întoarcem la hidroelectrica și spunem și cităm într-un comunicat cu titlul Hidroelectrica, cum spuneam, cea mai profitabilă companie a statului. Compania arată că dacă am exclude impactul taxei pe stâlp de aproximativ 8 lei megawatt și pe cel al taxei pe apă uzinată de 21 de lei pe megawatt, atunci costul megawattului produs de hidroelectrica în 2014 ar fi de doar 79 de lei, reprezentând pe departe cel mai mic cost înregistrat vreodată de companie. Deci, oficialii companiei arată că performanța hidroelectrică din 2014 este cu atât mai mare cu cât se raportează la o producție de 18,4
teravați, departe de recordul înregistrat în 2005 de 20 de teravați sau în 2010 de 19,8 teravați. Cu toate acestea, cifra de afaceri a fost mai mare cu 135 de milioane lei comparativ cu anul 2010, iar profitul cu 800 de milioane lei mai mare. Deci, cităm dintr-un comunicat dat luni de compania Hidroelectrica, comunicat intitulat chiar Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie a statului. Apropo de această soluție, nu spunem că soluția la CO este insolvența. Vedem, deci riscul insolvenței ar fi foarte mare pentru energetica din Oltenia. Dar problema e că, iată, compania aceasta a fost curățată și acum produce. Acum rămâne de văzut dacă nu vor apare din nou băieții deștepți care au făcut ce au făcut atât de rău în industria energetică românească, ca să-și bată joc din nou de situația de la Hidroelectrica. Părerea mea că nu se va întâmpla, adică am învățat din greșeli și asta ar fi cumea să repetăm cu CO-ul, de exemplu, experiența mai puțin plăcută a insolvenței. Și nu vă spun, dar să nu vă mai spun acum, dar să știți că la Hidroelectrica au fost concediați extrem de mulți oameni, foarte mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă. Sunt și alte știri foarte importante astăzi. Una dintre ele, o veste proastă de data aceasta pentru economia din România, piața din România nu a revenit la nivelul dinaintea crizei. Deci încă atenție, foarte important. Noi n-am ajuns încă la nivelul anului 2008 din punct de vedere economic. Și suntem în 2000, am terminat 2014, suntem în 2015. Astfel, un comunicat al unei o analiză a unei companii străine de profil PVC România spune așa: valoarea totală a pieței fuziunilor și achizițiilor din România a fost a treia cea mai mare din regiunea Europei Centrale și de Est, după cea a piețelor din Polonia și Republica Cehă, țări în care în mod tradițional au piețe mai mari de fuziuni și achiziții. Atât valoarea pieței globale de fuziuni și achiziții, cât și cea europeană a crescut în 2014, ajungând la nivele apropiate celui înregistrat în 2007. Cel mai ridicat nivel din istorie pentru piața de fuziuni și achiziții. În România, deși s-a resimțit un nou entuziasm pentru activitatea aceasta de achiziții de firme de fuziuni, nu a revenit încă la nivelul de tranzacționat dinainte de criză. E o problemă, spune eu, încă suntem departe de ce ar trebui să fim. Sunt, apropo de știrile mai importante ale zilei, să știți că în momentul de față e un veritabil scandal la nivelul administrației locale. Promitem să vorbim mai mult mâine seară despre acest subiect, datorită faptului că, practic, la acest moment, primăriile de comune mari, primăriile de localități mari din țară, sunt victime ale noii politici guvernamentale. V-am prezentat și noi, în urmă cu câteva săptămâni, ideea guvernului de a da mai multe mulți bani la primăriile micuțe, la localitățile micuțe. Doar că, la acest moment, primăriile mari s-au trezit în situația, și vă dau un exemplu, media, a ieșit deja pe piață primăria Crasna, a ieșit în presă, dar vreau să vă spun că toate primăriile mari din județ au aceeași problemă, nu pot acoperi din buget cheltuierile minime, atenție, e vorba de salarii, deci practic unele primării, cum spuneam, exemplu de la Trasna care a ieșit în presă, aceste localități practic în vară și închid porțile, nu au bani pentru salaria și nici pentru funcționare. De ce? Pentru că au ajuns această reformă marca ministru nou Vâlcov de finanțe și
Dragnea, se pare că n-a fost deloc gândit, apropo de studiile de impact care ni le cere FMI-ul în momentul când facem o lege în România. Situația este explozibilă în acest sector. Chiar autoritățile locale au mers cu acest mesaj inclusiv la primul ministru. Urmează să vedem o reacție în următoarele zile, pentru că parlamentarii au fost sesizați și aici la Gorj, dar în toată țara. E deja negândit o asemenea reformă, pentru că practic ai blocat localități mari pentru perioada următoare. Nu se pot face bugetele. Și atenție, suntem în perioada când se construiește și se aprobă bugetele locale. Ce să aprob dacă tu nu ai bani de funcționare minimă? Vorbim despre acest subiect mâine seară și dacă tot am spart gheața, poate o să reușim ca măcar prin telefon să avem unul dintre primarii afectați de această situație și propunerile care s-au făcut către autorități, pentru că deja primările au reacționat în această direcție. Vorbim de subiecte. Un scandal a apărut de aseară și să știți că la felul cum a apărut s-ar putea să fie ceva adevărat. Știți că se tot vorbește de căderea guvernului Ponta într-o perioadă între o săptămână, două, deci după 1 februarie și 3-4 luni. Mai știți și ați tot văzut chestia aceasta că inclusiv Mircea Joană, spărgătorul de PSD, cum se pare că va fi, dacă va fi urmat de mai mulți oameni politici, spunea deja că deci această rupere este practic iminentă și va fi foarte rapidă. Iată că pe surse, dar atenție, unii dintre cei de pe lista aceasta astăzi au infirmat că ar fi existat aceste nominalizări, a apărut deja o listă a noului cabinet care ar fi putea fi format de Partidul Național Liberal, o listă de miniștri pe care noi vă prezentăm, spuneam sub rezerva că ea a fost deja contestată, dar atenție, poate facem o comparație și cu miniștrii actuali. Dumneavoastră îi mai știți pe actualii, că unii sunt de mai mult timp. Și haideți să vedem cam ce propune PNL-ul pentru un eventual guvern dacă acest partid ar ajunge la guvernare în perioada următoare. Bineînțeles, deși a fost confirmat oficial Cătălin Predoiu ca prim-ministru, nu e exclusă nici varianta cu Mihai Răzvan Ungureanu, MRU, cel care a fost dat jos în 2012, știți, după vreo două luni de guvernare. Deci, unul dintre cei doi ar fi premierul, iar guvernul ar fi format din următori: Ionuț Stroie la fonduri europene, Tinel Petre la agricultură, Bogdan Aurescu ar rămâne și la MAE pentru că e un tehnocrat și știți, ăia de afară trebuie să aibă cu cine vorbi în România, dacă schimbi în fiecare zi nu prea dă bine. E vorba de doamna Săftoiu la educație, Horia Cristian la sănătate, Mihaela Popa la cultură, Mircea Cazan la comunicații, Sorin Moldovan la tinere și sport, Valeria Sechelean la mediu, Gheorghe Falcă la interne, atenție, e vorba de finul fostului președinte Traian Băsescu, primarul de Arad, cel care a și spus că nu e adevărat, Mihăiță Calimente la apărare, Andreea Vaz la finanțe, Teodor Nicolescu la justiție, Cezar Preda la dezvoltare regională, Cristina Pocora la muncă, Mihai Lupu la transporturi, Iulian Dumitrescu la energie. Mărturisesc că mai puțin de jumătate știu cine sunt personajele respective. Bineînțeles că dacă ajung miniștri vor fi mai cunoscuți și pentru presă. Deci cu siguranță nu știu cât vă spun ceva aceste nume. Dar ar fi, vă spuneam ca idee, că iată, lucrăm cu materialul clientului. Deci lucrăm cu ce se prefigurează la acest moment. Spuneam de știri importante, subiecte importante, care unele trec cumva în partea de-o. Deși la buletinele de știri, vedeți
primele două, trei foarte importante, le-am atins și noi, și după aceea restul, poate nici dumneavoastră nu mai sunteți foarte atenți, poate nici televiziunile din care ne luăm cei mai mulți informațiile vitale, din nefericire. Din nefericire zic că mai sunt, încă mai sunt și alte lucruri importante decât televiziunile. Și vreau să vă spun că peste unele informații se trece foarte ușor. Una dintre ele se referă la o declarație al Procurorului General al României, Tiberiu Nițu, care a declarat azi, într-o vizită la Brașov, răspunzând unei întrebări cu privire la unele informații apărute în presă pe așa zise surse din dosarele unor persoane anchetate, că nu există indicii cu privire la săvârșirea unor abateri disciplinare referitor la modul de comunicare publică a anumitor informații. Nițu face ce știe mai bine, adică vrea să împace și capra și varza. E acel scandal, pe de o parte, unii spun, nu trebuie să mai dăm informațiile la presă pe surse, deci în momentul când e condamnat oficial și scăpăm de scandal, pe partea cealaltă, ceilalți care spun, trebuie să facem măcar condamnarea în presă dacă în instanță nu suntem în stare. Cam așa ar fi, chiar dacă nu se spune mot-a-mot acest lucru. Părerea mea însă e că unii au foarte multe surse și cel puțin într-o vreme dădeau când vrei să execuți pe cineva și dădeau scăpa cam spre aceleași publicații, aceleași materiale. Deloc întâmplător, aș putea spune, la acest lucru. Importantă această precizare. Acum vreau să vă spun, am lăsat pentru ultimile două minute, n-am mai vorbit de câteva zile, de această idee de lege a falimentului personal. Lege contestată, deși politicienii păreau să se pună de acord, e vorba de cele două mari partide din Parlament, sau cele două posibile coaliții, lucrurile s-au schimbat cumva, în sensul că femeiu a spus no sau niet, chiar dacă e din rusă, tot în stilul ăla, pe ideea că nu avem un studiu de impact și că s-ar putea să avem probleme. E, să știți că așa și este, deoarece, iată cum ne-am trezit cu primăriile blocate. Cu siguranță și acest lucru, cu legea falimentului personal, blocăm ce credeți în primul rând? Pe omul ăla care nu mai poate plăti, cu siguranță îl ajută. Blocăm băncile. Acum ar trebui să discutăm dacă băncile care nu înțeleg să-și reducă din marja de profit ca să salveze și oamenii aceștia cu francul elvețian care între timp a coborât la un nivel acceptabil, e o idee. Deci eu cred că legea ar trebui să treacă chiar dacă femeiul ne spune mai gândiți-vă. Problema ne spune pentru noi sau doar pentru a ajuta băncile. Cum spuneam, sunt și alte subiecte interesante. Revenim și mâine seară. V-am promis cu administrația locală să știți că e un scandal major și o să-l vedeți în următoarele zile. Mulțumim pentru atenție. O seară bună. La revedere.